Imobilul despre care faceți referire este o proprietate privată. Dacă proprietarul solicită o funcțiune care se încadrează în prevederile cugului, dacă are obținut un certificat de mers favorabil în care se spun anumite condiții de amplasare, construire și funcționare, respectă toate acele condiții, ia toate avizele prevăzute acolo, obține autorizația de construire, din punct de vedere al primăriei, toate sunt în regulă. Dacă e idee, o altă idee sau o părere generală că n-ar trebui să fie această funcțiune acolo, ar trebui să făcute solicitări la primărie sau la alte organe, alte instituții. Dar nu știu să fi fost niciun fel de sesizare pe această temă în zonă. Din punctul nostru de vedere al municipiului, sunt îndeplinite toate, sau au fost îndeplinite toate condițiile, are autorizație, funcționează sau poate să-și desfășoare activitatea absolut legal și în regulă.